La lele, la lele, frumoasele mele, la lele. Nici nu au fost plantate bine, că la Ploiești au și fost furate florile de pe domeniul public. Zilnic, straturile sunt distruse de persoane certate cu bunul simț, care le folosesc fie pentru a-și înfrumuseța casele, fie pentru a face bani. Asta intenționau să facă și două ploieștence, care au fost surprinse de polițiștii locali imediat după ce au sustras 147 de fire de la lele. Când i-au observat pe oamenii legii, femeile au abandonat geanta plină cu flori și au încercat să fugă. Un echipaj al Poliției Locale Ploiești a surprins în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Gheorghe Grigore Canta cu Zino și Vlad Țepeș două persoane de sex feminin care sustrăgeau flori din rond. La vederea polițiștilor locali, cele două persoane au abandonat o geantă voluminoasă și au încercat să fugă. Au fost însă prinse și reținute de polițiștii locali. Cele două persoane și florile confiscate au fost predate secției 1 de poliție Ploiești pentru continuarea cercetărilor. La lele, la lele.